veniți și priviți lucrările lui Dumnezeu. Psalmul 66:5 ne invită pe toți. Veniți și priviți lucrările lui Dumnezeu. Astăzi, în timp ce vom călători prin întinderea cerurilor, încercați să vă imaginați bucuria Tatălui nostru ceresc și a Domnului nostru în calitate de Logos, acum miliarde de ani, când și-au folosit puterea și abilitatea lor minunată ca să creeze gloria și maestatea cerurilor. În Isaia 40:26 citim: ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în șir, oștirea lor? El le cheamă pe toate, pe nume. Așa de mare e puterea și tăria Lui, că una nu lipsește. În Psalmul 19:1-4 citim: cerurile declară gloria lui Dumnezeu și întinderea lor declară lucrarea mâinilor sale. O zi istorisește alte acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el, și aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit, dar sunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. Atunci când ne oprim să ne gândim la gloria, grandoarea și imensa măreție a universului pe care l-a creat Dumnezeu, aceasta ne îndeamnă ca noi să ne închinăm în adorare umilă, reflectând împreună la cuvintele psalmistului. Psalmul 33:6-8. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. Tot pământul să se teamă de Domnul, toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui. Noi trăim într-un timp în care, datorită creșterii în cunoștință, gloria cerurilor poate să fie văzută mai mult ca oricând înainte. Prin ochii telescopului spațial Hubble, care se rotește la o depărtare mare de pământ și de poluarea de pe el, vom vedea lucruri care au fost imposibil de văzut înainte. Cea mai mare parte a lucrărilor cerești ale lui Dumnezeu, pe care le vom vedea azi, au fost fotografiate cu acest telescop minunat. De asemenea, pe măsură ce prezentarea înaintează, vom lua în considerare unele dintre cele mai noi descoperiri științifice care ne vor întări credința, pentru că ele adeveresc cuvintele din Genesa 1:1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pe măsură ce admirăm o secțiune din gloria creației lui Dumnezeu, fie ca noi să nu facem aceasta ca și cum am admira capodopere într-un muzeu de artă, ci mai degrabă să o facem ca și cum Dumnezeu ne-ar vorbi nouă, cum i-a vorbit profetului Iov cu secole înainte, când Iov l-a întrebat pe Dumnezeu de ce a permis ca el să sufere atât de mult. Vă amintiți cum i-a răspuns Dumnezeu? Iov 38:1-4, 31-33. Domnul a răspuns lui Iov: unde erai tu când am întemeiat pământul?
poți să înnoți tu legăturile găinușei sau să dezlegi frângâile Orionului? Cunoști tu legile cerului? Sau tu îi orânduiești stăpânirea pe pământ? Răspunsul lui Dumnezeu a atras atenția lui Iov către înțelepciunea, puterea și măreția lui minunată, manifestate prin crearea cerurilor. Îndreptându-i atenția spre ceruri, spre găinușă și Orion, pe care le vedem aici, Dumnezeu, în mod indirect, îi reamintea lui Iov că el, fiind Dumnezeu, știa perfect ce face când a permis acele experiențe peste Iov. Acestea au fost permise pentru binecuvântarea lui viitoare. Deci, pe măsură ce contemplăm gloria, puterea și înțelepciunea din planul atât de minunat și precis al universului fizic al lui Dumnezeu, fie ca acestea să ne întărească credința noastră spre a ne încrede în înțelepciunea sa, în orice experiențe el permite în viețile noastre, știind că ele sunt permise pentru binecuvântarea noastră eternă. Versetul 4 al Psalmului 19 spune: în ceruri, el a întins un cort soarelui. Probabil, ar fi potrivit să ne începem călătoria prin cer, reflectând asupra soarelui. Căci, într-adevăr, soarele are cel mai important rol în menținerea vieții ce există pe planeta Pământ. Fără lumina și căldura lui dătătoare de viață, viața, așa cum o cunoaștem noi, ar fi imposibilă. Pământul este poziționat exact la distanța potrivită de soare pentru a crea clima perfectă pentru viață, nu prea fierbinte și nu prea rece. Nu ca și pe planeta Mercur, unde temperatura variază de la minus 150 până la 425 de grade Celsius. Sursa noastră de oxigen pe Pământ este produsă de către fotosinteza cauzată de soare în plantele verzi. Întreaga noastră sursă de hrană este dependentă de soare. Toată viața este dependentă de soare. Soarele nostru este în mod literal o stea în flăcări cu energia fuziunilor atomice, unde hidrogenul este convertit în heliu. Energia eliberată deseori cauzează explozii solare gigantice care se ridică la o înălțime de 45 de ori mai mare decât diametrul Pământului. Soarele nostru este destul de mare. Are aproximativ 1.392.000 de kilometri în diametru. Dar când este comparat cu alte stele, soarele nostru este în realitate numai o stea de mărime medie. Să facem câteva comparații de mărime între Pământ și alte planete, Soare și alte stele. Să începem prin a face câteva comparații între Pământ și planetele mai mici. Acum vedem Pământul în comparație cu planetele mai mari din sistemul nostru solar. Observați acum cum se compară Pământul nostru cu Soarele. E atât de mic încât ar încăpea de mai mult de 1.000.000 de ori în sfera Soarelui. Totuși, când comparăm Soarele nostru cu alți sori, acesta devine un pitic. La scara aceasta, Soarele nostru ar fi numai un punct în mărime în comparație
Quantares. Acum putem să înțelegem mai mult despre Isaia 40:15. Iată, națiunile sunt ca o picătură într-o găleată, sunt considerate ca praful de pe cântar. Frumoasele nebuloase ale cerurilor. Și stelele diferă foarte mult în mărime, culoare și strălucire. Observațiile prin telescop au adăugat mai multă greutate la logica din 1 Corinteni 15, de la 41 la 43. Alta este splendoarea soarelui, alta este splendoarea lunii și alta este splendoarea stelelor, iar o stea diferă de alta în splendoare. La fel este și cu învierea morților. Ceea ce este semănat în putrezire este înviat în nemurire. Ceea ce este semănat în necinste este înviat în slavă. Ceea ce este semănat în slăbiciune este înviat în putere. Diferența de glorie în ceruri simbolizează în mod frumos cum fiecare membru al bisericii va primi glorie în proporție directă cu gradul lui de credincioșie. Pe măsură ce continuăm în călătoria noastră, dincolo de sistemul solar, începem să vedem cele mai colorate porțiuni din galaxia noastră, Calea Lacteie, numite nebuloase. Avem tendința să credem că spațiul dintre stele este gol, un vid, dar în realitate conține gaz și praf, care se numește mediu interstelar. Unii nori din nebuloase sunt formați din nori interstelari, hidrogen, heliu și plasmă, care provin din explozii masive de stele muritoare, numite supernove. Explozia aruncă materie în spațiu și poate străluci la fel de puternic ca o întreagă galaxie pentru perioade scurte de timp. De-a lungul timpului, forțele gravitaționale dintre particole le cauzează să se unească împreună și gradual devin tot mai mari până când încep să formeze o stea nouă. Ca urmare, frumoasele nebuloase pe care noi le vedem sunt în realitate locuri în care se nasc noi stele. Aceasta este una dintre cele mai cunoscute nebuloase. Este ușor de văzut de ce este numită nebuloasa Capul Calului. În realitate, face parte dintr-o nebuloasă cu mult mai mare, nebuloasa Orion. Diametrul nebuloasei Orion este de 30.000 de ani lumină. Se pot observa 700 de stele în starea lor primitivă de dezvoltare. În timp ce admirăm frumusețea nebuloasei Orion, reflectăm la cuvintele lui Iov. Iov 9:5-8-10. El singur întinde cerurile. El a făcut ursul mare, luceafărul de seară și ralițele și stelele din ținuturile de miază zi. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. Într-adevăr, aceste ceruri sunt foarte complexe și minunate sunt lucrările lui fără de număr. Frumoasele nebuloase pe care le-am admirat până acum fac parte din galaxia noastră, Calea Lacteie. Haideți să considerăm în continuare imensitatea galaxiei noastre și nenumăratele stele pe care le conține. Galaxia noastră
este o galaxie în spirală și ar arăta asemănător cu aceasta dacă am putea să ne uităm în jos la ea de undeva de sus. Calea noastră lactee are peste 100 de miliarde de sori care se rotesc în jurul punctului ei central. Soarele nostru și Pământul sunt cam la o distanță de 2/3 de centru. Aceasta este o vedere laterală a unei galaxii asemănătoare cu felul în care noi vedem Calea Lactee. Dacă noi am locui undeva la țară, departe de luminile orașului, și dacă ne-am uitat direct în sus la cerul de deasupra noastră, am vedea o imagine laterală a galaxiei noastre, Calea Lactee, așa ca aceasta. Galaxia noastră este lată de 10.000 de ani lumină la centrul ei și 80.000 de ani lumină în diametru. Chiar și cu ochiul liber este o minunăție să o vezi. Ceea ce apare ca și o pulbere cețoasă de nori sunt în realitate stele aflate atât de departe de noi încât par un amestec, ceva ca și un mănunchi de nori. Dar, după cum ne apropiem puțin mai mult cu ajutorul unui telescop, imaginea îți ia răsuflarea. Ajungem să vedem că norii sunt de fapt miliarde de stele individuale care arată ca și cum aproape s-ar atinge una de alta. Dar, în realitate, milioane de ani lumină separă aceste stele una de alta. Ca să ilustrăm distanța care separă aceste stele, haideți să comparăm distanța dintre soarele nostru și steaua cea mai apropiată de el. Această stea este numită Alpha Centauri și este steaua aceea luminoasă din stânga. Distanța de la ea la soare este de 4,3 ani lumină. Amintiți-vă, un an lumină este o unitate de măsură folosită de astronomi. Este distanța pe care o parcurge lumina într-un an, înaintând la viteza de 300.000 de kilometri într-o singură secundă. Aceasta înseamnă de 7 ori în jurul Pământului într-o singură secundă. Pentru a înțelege mai bine distanța de 4,3 ani lumină, să ne imaginăm că vom călători cu nava cosmică Apollo către această stea, mergând cu viteza medie de 40.000 de kilometri pe oră, aceeași viteză cu care această navă a zburat către Lună. Cât va dura călătoria noastră? 850.000 de ani până la steaua cea mai apropiată, călătorind cu viteza formidabilă de 40.000 de kilometri pe oră. Dar călătorim cu viteza de 40.000 de kilometri pe oră este foarte greu de închipuit. Haideți să ne gândim că am călătorit cu 160 de kilometri pe oră, viteză pe care ne-o putem imagina mai ușor. Și haideți să mergem într-o călătorie de la Pământ, care e undeva aici, la centrul galaxiei noastre. Cât ne-ar lua aceasta la o viteză de 160 de kilometri pe oră? 201 miliarde de ani. Haideți să continuăm călătoria noastră, mergând chiar și mai departe, și să începem să vizităm unele din celelalte miliarde de galaxii din universul nostru. Galaxiile sunt sisteme uriașe stelare, compuse din stele, rămășițe stelare de gaz, praf stelar, plasmă și ceea ce se numește acum materie neagră.
toate galaxiile orbitează centrul lor propriu de greutate, fiind ținute la oaltă de forțe gravitaționale puternice. Galaxiile variază în mărime de la cele pitice, cu numai 10 milioane de stele, până la cele gigantice, care cuprind un trilion de stele. Aceasta este M101, cea mai mare galaxie, cu peste un trilion de stele, de două ori mărimea Căii Lactee. Una dintre cele mai cunoscute galaxii este Andromeda. Este galaxia spirală cea mai apropiată de calea noastră lactee. Conține peste un trilion de stele, mai mult decât dublu numărului de stele din calea lactee. Pe măsură ce înaintăm în vizionarea acestor galaxii, termenul de gaură neagră s-ar putea să ne vină în minte. Găuri negre gigantice apar în cele mai multe galaxii. Acest proces ia loc când o stea uriașă se prăbușește la sfârșitul ciclului ei de viață, creând o gravitație atât de puternică încât nimic nu poate scăpa forța ei, nici măcar lumina. Această imagine este concepută de un artist. Deci, în mod literal, devine o gaură neagră în spațiu. Lumina de la galaxia M51 a călătorit mai mult de 2 milioane de ani înainte să atingă lentilele telescopului. Galaxii gemene la o distanță relativ mică una de alta. Uneori se unesc împreună formând o singură galaxie mai mare. Galaxie după galaxie, fiecare diferită de cealaltă, fiecare conținând miliarde și miliarde de sori. Și gândiți-vă numai că Psalmul 147 cu 4 și 5 ne spune că Domnul nostru Jehova cheamă pe fiecare stea pe nume. Următoarea fotografie, făcută cu telescopul Hubble, a pătruns mai adânc în spațiu decât oricând înainte. Telescopul a fost îndreptat către o zonă a cerului care părea goală, lângă Carul Mare. Cu scopul de a obține cea mai amănunțită probă posibilă, telescopul a fost lăsat îndreptat către exact aceeași locație, noapte după noapte, pentru o perioadă de 50 de zile, cu scopul de a colecta destulă lumină, încât să înregistreze imagini din porțiunile cele mai îndepărtate ale Universului. Pentru ca să ne facem o idee cât de mică a fost această porțiune fotografiată pe ecranul următor, astronomul sugerează ca fiecare dintre noi să ne imaginăm că ținem un grăunte de nisip între degetul mare și degetul arătător. Țineți fiecare un grăunte de nisip? Bine! Acum vă rog, urmați instrucțiunile mele. Întindeți-vă mâna cât puteți de sus. Acum, încercați să vizionați bucata de cer din spatele acelui grăunte de nisip, văzută când ții mâna întinsă. Ecranul următor va acoperi doar bucățica aceea de cer din spatele acelui grăunte de nisip pe care îl ții cu mâna întinsă, văzută prin telescopul Hubble. Cu excepția acestei stele, orice alt grăunte de lumină pe care o vedem este o galaxie. Nu o stea, ci o galaxie de 100 de miliarde de stele.
inimile noastre se apleacă în adorație umilă când exclamăm: O Doamne, Doamne, ce mare ești! Notați, dacă vă uitați mai atent, că acestea nu sunt de fapt stele individuale, ci galaxii. După cum ne apropiem mai mult cu telescopul, putem vedea galaxii alungite de diferite dimensiuni. Gândiți-vă pentru un moment la întinderea imensă a cerurilor în jurul întregului Pământ. Și când explorăm doar un punct minuscul al acestor ceruri, vedem un număr vast de galaxii în el. Și, în medie, fiecare galaxie conține 100 de miliarde de sori și există 100 de miliarde de galaxii. Cerurile, într-adevăr, declară gloria și puterea lui Dumnezeu dincolo de capacitatea noastră de înțelegere. Acum, am vrea să mergem mai departe și să considerăm originea Universului. Oamenii de știință au concluzionat că există două alternative fundamentale. Fie că a existat dintotdeauna, fie că a avut un început la ceva punct în timp în trecut. Începând de pe timpul lui Aristotel, acum cam 2300 de ani, teoria științifică spunea că Universul a fost fără de început și că existase dintotdeauna. Este clar pentru noi că acest lucru este în contradicție cu ceea ce Genesa 1:1 ne spune. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Acum, datorită datelor obținute cu ajutorul celor mai recente instrumente științifice, cei mai mulți cosmologi și-au schimbat părerea în ultimele decenii. A existat într-adevăr un început al Universului nostru. În anul 1945, prin folosirea unui spectroscop ca parte integrală a telescopului, astronomul Edwin Hubble, după care a fost numit telescopul spațial, a descoperit că Universul se extinde, începând de la un centru comun, spre exterior, cu o viteză extrem de rapidă. Acesta este un spectru de hidrogen în aer. Spre a ilustra aceasta, imaginează-ți că ai desenat câteva puncte pe un balon, cu o cariocă. Apoi, pe măsură ce continui să umfli balonul, vei observa că toate punctele au început să se îndepărteze unul de altul. Din moment ce evidența științifică certifică acum că galaxiile se îndepărtează de noi, înseamnă că dacă am putea să întoarcem ceasul Universului înapoi în timp, ar exista un moment în trecut în care toate galaxiile ar fi fost împreună într-un centru comun. Această descoperire remarcabilă a condus la înțelegerea că Universul nostru începuse ca și o minge solidă de materie și energie, infinit de mică, care a explodat cam acum 13,7 miliarde de ani lumină, rezultând în formarea tuturor stelelor, galaxiilor și a energiei din Univers, care de atunci continuă să se îndepărteze dinspre centrul acesta comun către exterior. Acest concept a condus de fapt la inventarea expresiei teoria Big Bang de către astronomul Fred Hoyle, care a discreditat de fapt teoria când a declarat: Teoria Big Bang implică o origine recentă a Universului
care în mod deschis invită conceptul de creație. Un concept pe care el simțea că știința nu putea să îl ia în serios. În mod literal, el a încercat să discrediteze acest concept, deoarece a conclude că universul are un început ar însemna, în mod logic, că a trebuit să existe cineva care să-l înceapă, ceea ce el nu credea. De fapt, conceptul acesta de expansiune a universului nu este numai rezonabil și susținut de evidențe științifice, dar de asemenea dovedește pe deplin relatarea biblică cum că cerurile au avut un început. Și dacă cerurile au avut un început, trebuia să existe și cineva care le-a început. Cu mii de ani înainte ca știința să descopere că universul este extensibil, Biblia a declarat clar că universul se extinde. Observați Isaia 40:22. El întinde cerurile ca o mahramă subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în el. Această declarație că Dumnezeu întinde cerurile este repetată în 9 scripturi. Iov 26:7, Isaia 40:22, Psalmul 104:2, Ieremia 51:15, Isaia 45:12, Iov 9:8, Isaia 42:5, Isaia 44:24, Zaharia 12:1. Înțelesul în evreiește al expresiei a întinde este a extinde, a lăți ceva, adeverește cu tărie descoperirile astronomilor de azi, cum că universul este în expansiune. Dumnezeu însuși ne-a declarat aceasta cu mii de ani înainte. Coloseni 1:15-16 adeverește creația când vorbește despre Domnul nostru ca și Logos, spunând, Coloseni 1:15-17, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Cerurile nu au existat dintotdeauna, ele au fost create. Deci când auziți sau citiți despre Big Bang, să nu vă gândiți la acesta ca și la ceva accidental. Pentru că cele mai recente modele de Big Bang, produse de către astronomi și acceptate în masă, descriu nu o explozie întâmplătoare, ci un început al Universului controlat cu precizie. Așa cum faimosul fizician teoretic Stephen Hawking a spus, șansele împotriva unui univers ca și al nostru să se ivească din ceva precum Big Bang-ul sunt enorme. Mă gândesc că, în mod clar, există implicații religioase oricând începi să discuți despre originea Universului. Dacă rata expansiunii la o secundă doar după procesul Big Bang ar fi fost mai mică chiar și cu o fracțiune dintr-o sută de mii de milioane dintr-un milion, Universul s-ar fi prăbușit în el însuși înainte ca vreodată să atingă forma lui prezentă.
Cu alte cuvinte, momentul acela al creației a fost controlat în mod precis de către Domnul nostru. Referindu-se la legea Hubble de expansiune a Universului, faimosul astronom Robert Jastrow spunea: legea Hubble este una dintre marile descoperiri ale științei. Este una dintre dovezile principale ale relatării științifice din Genesa. Când descoperirile lui Hubble au început să fie promulgate, au existat oameni de știință care nu credeau într-un Dumnezeu creator și care, ca urmare, au refuzat să accepte ideea unui început al Universului. Dar spre creditul lor, pe măsură ce evidența a devenit de necontestat, dorința lor de adevăr a învins, făcându-i să accepte o nouă cale de gândire. Deci, observăm aici o completă răsturnare a științei, de la o credință într-un univers care existase întotdeauna, către o credință într-un univers care a avut un început. Întocmai precum ni se spune în Evrei 11:3. Prin credință, pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Există încă o altă dovadă pe care o găsim admirabilă spre a dovedi că Universul nu este etern, ci a trebuit să aibă un început. Această dovadă implică existența unor anumite elemente radioactive care arată că elementele înșiși nu ar putea să fie infinite sau eterne în vârstă. Istoricul de știință Owen Gingerich explică: dacă vârsta atomilor ar fi infinită, atunci elementele radioactive, uraniul și toriul, s-ar fi transformat în plumb. Însăși existența lor ne dovedește că ele au apărut la un punct finit din trecut. Cu alte cuvinte, elementele radioactive precum uraniul sunt într-o continuă stare de descompunere. Ele emit radioactivitate în continuu, până când, în mod gradual, după o lungă perioadă de timp, se transformă în plumb. Chiar și acest fapt, considerat în sine, dovedește că Universul nu avea cum să fi existat dintotdeauna. Dacă ar fi existat veșnic, noi nu am mai avea azi uraniu radioactiv. Tot uraniul ar fi devenit plumb. Deci Universul trebuie să fie avut un început. Vom cita gândirea exprimată de Alan Sandage, considerat unul dintre cei mai avansați astronomi de azi. Noi nu putem înțelege clar Universul în niciun fel, fără de existența supranaturalului. Într-un mod asemănător, Albert Einstein, faimosul fizician, a scris: armonia legilor naturii revelează o inteligență de așa superioritate încât, în comparație cu ea, toată gândirea sistematică și acțiunile ființelor umane sunt reflecții extrem de nesemnificative. Care este scopul pentru care Dumnezeu a creat această vastitate a Universului pe care o examinăm astăzi? A fost cu scopul doar să fie admirată? Nu. Universul a fost creat ca să fie locuit. Aceasta ne spune Isaia 45:18. Căci așa vorbește Domnul, făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul.
L-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Domnul a creat cerurile și pământul ca să fie locuite. Următoarea noastră scriptură ne spune că cerurile despre care vorbim azi au fost create în mod direct cu scopul ca să fie locuite. Isaia 40:22. El este Cel ce întinde cerurile ca pe o mahramă subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în el. Observați că Dumnezeu întinde cerurile și le lățește ca pe un cort de locuit, ca să fie locuite. Ele nu au fost create în zadar sau doar să fie admirate. Ele au fost create pentru ca ființe viitoare să locuiască în ele. Nu pe stele, dar pe planetele care orbitează cele mai multe din aceste stele. Să notăm următorul citat din astronomie. În noiembrie 2013, bazându-se pe date primite de la misiunea spațială Kepler, astronomii au raportat că în interiorul galaxiei Calea Lactee s-ar putea să existe chiar și 40 de miliarde de planete de mărimea Pământului, orbitând în zone locuibile, în proximitatea stelelor de tipul Soarelui și a stelelor roșii. Imaginați-vă, ar putea să existe 40 de miliarde de planete de mărimea Pământului numai în galaxia noastră, Calea Lactee, când de fapt există 100 de miliarde de galaxii. În Isaia 40:22 citim: El este Cel ce întinde cerurile ca pe o mahramă subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în el. Stelele de pe cer sunt de fapt sori, care vor furniza căldura și energia necesară pentru locuitorii planetelor lor din viitor. Aceasta include toate cerurile. Universul pe care l-a creat Dumnezeu, cu 100 de miliarde de galaxii, fiecare conținând 100 de miliarde de stele, pe care Dumnezeu le cheamă pe nume și le ține sub perfect control, toate cu scopul de a fi un cort de locuit. Aceasta este confirmată în Psalmul 102, cu 15-18, unde referitor la împărăție citim: Atunci se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slava ta. Da, Domnul va zidi iarăși Sionul și se va arăta în slava sa. El ia aminte la rugăciunea nevoiașului și nu-i nesocotește rugăciunea. Să se scrie lucrul acesta pentru neamul de oameni care va veni și poporul care se va naște să laude pe Domnul. Observați că acesta este un aranjament din împărăție. Timpul când toate națiunile se vor teme de numele Domnului și toți împărații pământului de slava sa. Timpul când Dumnezeu va rezidi Sionul. Atunci, ni se spune, toate acestea vor fi scrise pentru o generație viitoare, care nu a fost creată încă. Este gândul corect din evreiește. Deci istoria acestui întreg timp de permisiune a răului și a încercării împărăției este înregistrată în cer, așa încât să nu mai fie nevoie să fie repetată vreodată. Atunci când alte creaturi vor fi aduse în existență pe
miliarde de planete din univers, aceste ființe vor putea să învețe din experiențele noastre. Va exista o descriere a tuturor lucrurilor care s-au întâmplat, o înregistrare cerească. Poate că, într-o anumită măsură, aceste ființe vor fi în stare chiar să simtă, până la un anumit grad, consecința adusă de neascultarea de Dumnezeu în această lume rea prezentă. Ne aplecăm în adorare plină de umilință, repetând cuvintele psalmistului din Psalmul 8, la 1 la 4, Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el? Precum psalmistul, când reflectăm la rândul nostru la imensitatea cerurilor și la faptul că noi suntem doar ca și praful de pe cântar, poate că am fi și noi înclinați să ne întrebăm dacă e posibil ca Dumnezeu să fie interesat în noi, atât de mici și nesemnificativi. Dintr-un punct de vedere, e posibil să pară că noi suntem aproape nimic în comparație cu imensitatea Universului. Dar, dintr-un alt punct de vedere, Universul despre care discutăm aici nu poate nici să înceapă să se compare cu noi ca și indivizi. Stelele, în toată strălucirea lor măreață, sunt glorioase la privit, uriașe în dimensiune, dar ele nu sunt altceva decât materie fizică moartă. Ele nu pot iubi, nu pot onora, nu au minte sau corp în care să îl servească pe Creatorul lor. Căreia dintre stele îi poate spune Dumnezeu, Fiule, dă-mi inima ta? Căreia dintre stele îi poate spune Dumnezeu, Cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui? Căreia dintre stele îi poate spune Dumnezeu, așa cum îi spune bisericii, Acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi locui în el, căci l-am dorit. Nu, cu toate că suntem mici în statură, fie ca niciodată să nu ne simțim nesemnificativi. Noua creatură, care se dezvoltă în noi, dacă se dezvoltă corect, ajunge la înviere să vadă și să se bucure de întregul univers. La ce privilegiu glorios ne-a chemat Dumnezeu! Să ședem cu El pe tronul Lui spre a lucra împreună la binecuvântarea omenirii și a nenumăratelor creații viitoare în toată eternitatea. Pentru că pe măsură ce admirăm măreția creației Lui și reflectăm la faptul că Dumnezeu nu a creat nimic în zadar, putem presupune, pe bună dreptate, că scopul tuturor acestor milioane de stele este ca ele să furnizeze lumina solară și energia susținerii vieții tuturor ființelor inteligente ce vor fi create în viitor pe planete care orbitează în jurul acestor sori. Dumnezeu nu a creat universul și nici pe noi din nevoia de a-și susține existența, ci a găsit plăcere în aceasta. Deci, pe măsură ce înțelegem
că întreaga creație inteligentă este o binecuvântare, suntem convinși că însăși natura iubitoare a lui Dumnezeu se bucură să creeze nenumărate alte ființe inteligente pentru ca și acestea să experiențeze binecuvântările vieții eterne. Deci, ceea ce noi admirăm acum sunt sorii care vor încălzi inimile viitorilor copii ai lui Dumnezeu, pe care noi, dacă vom fi credincioși, vom avea privilegiul să îi aducem în existență. Dar știți că vrednice precum sunt aceste ceruri de admirat, există încă un cer și mai măreț, căci citim în Deuteronom 10:14, iată, ale Domnului, Dumnezeului vostru, sunt cerurile și cerurile cerurilor, pământul și tot ce este pe el. Primul cuvânt, ceruri, din această scriptură, se referă la cerurile fizice pe care le-am admirat, locuința viitoare a altor ființe inteligente. Cerurile cerurilor se referă la cerurile de dincolo de cele fizice. Cerul în care însuși tronul lui Dumnezeu și Domnul nostru există. Casa în care toate ființele spirituale locuiesc. Un cer care depășește cerurile fizice de peste 1000 de ori. O altă scriptură uimitoare, care se referă mai întâi la Domnul nostru, dar apoi îi include și pe membrii corpului său, este Efeseni 4:10. Cel care s-a coborât este același cu cel care s-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Hristos s-a urcat sus ca să umple tot universul. În adevăr, acest univers nu a fost creat pentru a rămâne gol, ci pentru a fi locuit. Aceasta este marea lucrare a eternității, ca noi, împreună cu Domnul nostru, să umplem întregul univers cu creații iubitoare de Dumnezeu. Aceasta este împlinirea supremă a planului Dumnezeului nostru iubitor.